Un lama cu adevărat calificat? Vâră energie nucleară în inima noastră. Prin practicarea Guru Yoga, prin a vedea calitățile complet pozitive ale lamei, putem să ne eliberăm de percepțiile negative. De cele mai multe ori, mintea noastră umană gândește astfel. Eu sunt o ființă umană, așa sunt eu, și el este tot o ființă umană, deci și el trebuie să fie ca mine. Acesta este un gând greșit. Practicând Guru Yoga, învățăm să înțelegem că, în realitate, lama este de fapt inseparabil de compasiunea și înțelepciunea îngerului. Și apoi începem să vedem că nici noi nu suntem separați de aceste calități. Un alt mod de a spune acest lucru este că practica Guru Yoga ne inspiră să ne dezvoltăm potențialul nostru uman. Când vedem pe cineva având o energie atât de pozitivă, plin de compasiune și înțelepciune, suntem afectați profund. Și noi vrem să fim așa. Avem același potențial, doar trebuie să ne dăm seama de asta. Este la fel cu situația în care prietenul nostru își cumpără o mașină nouă și frumoasă. Când îl vedem cât de mult se bucură de ea, ne face și pe noi să ne dorim să ne cumpărăm una. Este ușor de înțeles, nu-i așa? Acesta este un exemplu bun. Deci, cu siguranță, când vedem asemenea calități pozitive, atât de puternice, cum ar fi marea compasiune și înțelepciune, și vedem posibilitatea unei fericiri durabile, ne vom gândi fără îndoială. De ce nu asta, în loc de confuzie? Și nu doar pentru noi înșine, ci pentru a ajuta toate ființele vii din întregul univers să atingă această fericire. Vorbim despre unitate, identitate, egalitate, imparțialitate, dar trebuie să știm cum să atingem aceste calități. Cum? Prin practica Guru Yoga. Aceasta este metoda.